Finger point so savagely. Is anybody there who come for me to hear my plea and take care of me? Take care of me. E cam totul foarte limpede, zic eu. Din câte mi-amintesc, Gabriela a mai fost în emisiunea noastră acum niște ani de zile. Vă mulțumesc! Da? Bravo, Andy! Și lucrurile au fost destul de clare și de atunci, nici n-ai cum să, că nu. Vă dați seama că anii de conservator nu sunt întâmplători. Da, e o mângâiere frumoasă, trebuie să recunoaștem. Că vocea aia sună ca o mângâiere. Andra. Mulțumesc foarte mult! Tot ce am văzut și am auzit a fost frumos. Mulțumesc foarte mult. Trebuie să spun că eu mă uit la România au talent de la primul sezon și de obicei vineri seara mă prinde în bucătărie, am televizor și acolo, și dau pe România au talent pentru că merge foarte bine cu șprițul emisiunea asta. Adică atunci când nu mai ai subiecte de discuție la o masă cu prietenii, dai televizorul și lași pe România au talent. E, în momentul în care o să-ți audă vocea, fără să mă uit înspre televizor, se naște clar discuția de genul: ia tași-mă dracu puțin din gură, ia. Da, 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 așa e, genul ăla, da. Te oprești, da. Ia tași. Ia de mai tare puțin, mă. O, dar ce plămâne are doamna. Bravo, bravo, că discutăm la nivelul ăla. Aici, la juriu, trebuie să fiu mai... Da, acolo... Și parcă și văd pe Bobo, știi, când se aprinde discuția și... Băi, Marginanu, ia tași-mă dracu din gură, că acum vorbesc eu. Da, dă-mă mai tare puțin. Da, 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 da. Gabi, o să te votăm acum și o să începem cu Andra. Andra, care este votul tău? Răspunsul meu este da. Dragoș? Mulțumesc frumos! Da, răspunsul este da, pentru că... N-am cum să Mulțumesc spun nu. Frumos! Andy, vii în bucătărie? Vin în bucătărie, Bobo, răspunsul meu e da. Mulțumesc da și din partea mea, ai 4 de da. Mulțumesc mult! Mulțumim! La revedere, o seară frumoasă! La revedere, să rămână!